Shit, m-a luat vântul! O să mor. N-am nici viață. Uite-l cum aia, uite-l cum aia, uite-l cum aia. Boss, boss, lasă-mă. Nu pot să scap. O să mor. Da, o să mor. Oh, de la înălțimea asta, cum o să supraviețuiesc eu? Oh! Frate, ce-s cu vânturile alea? Mamă, mă. Îmi chinuia să scanez, să fac nimic. Aveam un noi point pus pe aici. Uite-l. Bine că mi l-a luat. Deci planeta asta e foarte periculoasă. Ia două sau trei ori mă întorc aici după o furtună. Deci mă ajung, iau ceva și începe o nouă furtună. Ajung, iau ceva și începe o nouă furtună. Ceva pe planeta asta și nu știu eu. Frecvent. Ah, sunt frecvente. Aia tot îmi dă porcările astea. Deci locația m-a îndreptat spre chestia asta. Oh, distress beacon la o navă care mi-a dat fail să o am. La tabelea. Bineînțeles că falling. Mă, groază de item pe mine. O să o luăm pe asta. Are curios ce-mi dă. Nu pot să iau chestiile astea nici, pe bune. Okay. Rattless bird. Wow, are ceva pe ea. O să iau numai pentru că îmi place cum arată. Problema este că e făcută praf. Ai cât poți să repar? Doar o parte, aparent. Ce mi-apare mie și ce-mi dă? Da, eu am ceva care e la cargo și nu pot să folosesc, nu? Am multe drop pod-uri cumpărate. 40. Reantimater. Poate moră. Up more. I'm best. Ce că... Uite mă, deci mi-arată că le am. Și când dau pe ele mi-arată altceva. What the fuck is this? Bullshit. Trebuie mie bullshit mare.
Ok, aparent nava asta o să rămână aici. Nu prea am ce să-i fac. Dar nu am cine știe ce pe ea, ca să zică, bă. Mă sparge cu misiunea asta, bă. Nu, mersi. Da, cred că o să trească să mă întorc la bază ca să-mi refac tot. Mai apare waypoint-ul? Între timp, la baza de Magnetize Ferret, o să luăm câteva upgrade-uri și mai exact, asta de pistol, Boltcaster module, Movement module, Boltcaster again, E-Shield, nu luăm încă. Life support, thermal, water protection, fire. Cel mai nasol a fost toxic protection, peste tot am găsit nașpa. Nu am decât gheață. Life support. Ok. Ok, hai să vedem. Ah, și mai avem și aici la multi-tool. Și anume, avem de scanner. Scanner B. Partea bună e că n-am baterii și n-am magnetize, n-am magnetize, exact pe la fermă să n-avem le magnetize. Ok, altceva. Combat scope-ul, punem și pe ăsta, iară baterii și lum. Le punem pe astea până atunci. Magnetize se iau de aici imediat. Culmea să n-am suficient magnetized. Ok, am materialele, o parte din ele pentru tool. Yes. Combat scanner. Punem aici. Scannerul de... De ce era asta? Uite-l. Recharge time și scan radius. Nu mi-a dat cine știe ce. Ce mai pot să mai pun aici? Mass accelerator pentru ce? Pentru blaze javelin. Altceva. Bolt. Get. Cam multe. Deci sunt super multe. N-aș vrea să le bag pe toate pe arma asta. Dar o să bag Blaze Javelin-ul. Okay. Și să văd cum funcționează. Mai am ceva de... timing. Ia să-l vedem pe asta dacă tot. Nu? Nu? Wow, un fel de sniper. Hai să-l testăm un pic. Ce dracu-i drona aia proastă? E în mașină. Really? Nu e aici. Well, my friendo, you got really fucked! Uia, cășa! Neniț. Nu-i cine știe ce.
Reinforcements, aha, super. Ok, altceva. All boltcaster. Avem două de boltcaster, trei de boltcaster. Vedem, boltcasterul e ăsta. Buia, ce mai dă? Damage 1%, reload, fire rate, burst cooldown. Ok, nu mi se pare cine știe ce. Hai să mai încercăm una. Asta ce-mi dă? Clip size, fire rate, burst con. Boltul nu prea e cine știe, dar nu vreau să încarc arma cu multe upgrade-uri de astea. Trebuie să zboare blaze-ul, chiar dacă am upgrade la el. Are damage de și pe asta. Pe astral te scrie charged. Dar ce e? Energy plasma. Nu. Boltcaster rocket module. Ricochet module. Ok. Pulse Peter. Asta nu am. Pentru Boltcaster. Mi-e trebuie glass. Oare? Îmi trebuie glass. Oare? Glass. Dar nu-i pus bine aici. Ok, o să iau pe asta. Le punem așa. Are ceva damage boltcaster, deci o să-l fac destul de OP. Ce mai am în inventar? Mai am de pistol. Technology overload. Deci nu poți avea mai mult de 5. Deci nu, nu poți avea boltcaster-ul și încă... Plus one shots per burst. Hai să scăpăm de asta. Da, am maximizat-o pe asta. Poți avea 5 în listă. Ok, am înțeles cum funcționează. Asta ce-mi dă? Jetpack. Mamă, ce jetpack îmi dă? Îmi dă ceva. 55 recharge, sprint distance, sprint recovery. Mai avem de jetpack S. N-am fosforus. Și B-ul. Jet, dă puțin. Print recovery. Phosphorus. Mai am pentru S-ul pentru traducerea cuvintelor. Ups, greșeala mea. Îmi trebuie cube, din astea. Și... Le-am pus cam pe dos, dar, în fine. Life support tanks, 10%. Pe bune? Adică l-am pus care îmi dă atât de mult și... Of, frate. Mis transmitter. Ok, sunt puțin amestecate ele. Am zis că am nevoie de... Ce dracu avem nevoie? Au aici? Era, mă. Nu, în prima sunt. Ce sunt, mă? Uite-le. Dar n-am nevoie așa multe. Ok, în fine, se amestecă ele. Nu.
Unde erau? Cum le spune, mă? Hai că am și uitat. Fosforus. Mă, câte fosforus am, ești nebun? Crezut că am mai puține. Nu fac rost de emerald. Nu știu de unde să fac rost de el. Da, e... Udată treaba. O, traducător e ok aici. Ai băgat, nu știu, protecția de hazard. O luăm pe asta. Ok, o să iau. Le punem în ordine, S-urile cu S-urile și... Airborne Recharging, perfect. Și asta îmi dă 1 word, 3 word, oare pot să mai bag și asta de 2 word? 2 word. Trebuie un d-asta. O să mai dispară din ele, că... Da? E... O să le aranjez eu altfel după aia. Dar cum? Quantum computer. Asta era pe aici, pe undeva, la aveam. Nu. Superb. Cred că dă în total 6 cuvinte, ar trebui să o traducă. Acum se face o mică probă la costum și la boltcaster. Oh, cum trage boltcaster acum. Da, boss, ăsta e boltcaster. Și se și resping lanțele, Star Wars style. Și se duce mult mai greu ăsta. Se încarcă timp ce cad. Perfect. Da. Se încarcă mai greu, dar se încarcă. Ok, acum ar trebui să mor mai greu. Și o să mai avem nevoie de niște extra protecții. Vreau să le aranjez pe astea doar. Pe planeta Waril. Suntem pe planeta Waril. Unde am ferma de cadmium. Am luat tot cadmiumul pe care l-am. Și o să mergem să mai luăm și o să merg să le iau și pe ăla din safe. Aici am ferma de magferit. Oh, yeah. Am și aici de luat niște resurse, dar astea au o valoare mult mai mică. Trebuie neapărat să găsesc un metal mai rar. Știu că m-am focusat mai mult pe farming, dar aparent e ca un business ăsta. Trebuie să te focusezi pe așa ceva, să faci bani. Și când ai suficient de mulți bani, poți să te focusezi și pe restul chestiilor. Cum ar fi upgrade-uri, nave mai performante și alte chestii, trebuie să-ți toată vrăjeli. Ok, hai să vedem. Bam, aute cât cadmiu aici. Și am un save full, inventarul full. Mai zic că ăsta l-am full. Dacă aș putea să le iau pe tot la mine ar fi super. Dar nu am loc. Nici aici n-am loc. Nici în cargo n-am loc. Pentru că n-am mai făcut drop pod-uri ca să-mi umplu cargo. Da, 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 da.
O să vând mai întâi tot Maxoriti și după aia că am 245.000 lioane. Și să văd cât fac după ce găsesc o locație în care să vând tot ce am. Sunt în Space Station de pe Halitama 10, 18, nici nu știu cât e ăsta. Și mai am descoperit încă 3 planete aici aparent. Și toate arată ca locuibile, ca să spun așa. Asta arată ca pământ, asta arată... Are apă, deci toate au apă. Și asta arată cu apă și asta are, asta are apă și gheață. Și asta mai multă gheață. Deci, pe una din planetele astea trebuie să găsim... ca să împușcăm doi pentru lovitoră, merg. Să știți, descoper planeta cu sursele de viață, dar și să găsim un trademark ceva. Nu vreau să-l irosesc pe ăsta de pe navele mele cum ar veni, că am văzut că dacă... Mamă, câte flote sunt acolo, ești nebun! What the fuck? Îmi fac o armată dacă mă duc acolo. Chiar și pentru flote mai întrebe. Ok, trebuie să descoper asta, am descoperit-o. Hai să vedem. Nu e planetă. Asta. Hei, hei, na! Well, fuck. Well, fuck. Well, data asta nu mai dau în bară. Ce planetă e? E descoperită. Ok. Aici. Descoperită. Nedescoperită. Frost, Copper, Dux, Site și Salt. Let's go! Știam că e de gheață. Ok, am ajuns la suprafața planetei. Acum să dăm o scanare. Pare că 0. Mai dăm o scanare. Mic? Cred că aveam advanced scannerul. Ia stai să văd, există așa ceva? Uite, conflict scanner, economy scanner. Ok, mi se pare că... Scannerul, cum era, mă, frate, că nu mai știu. Asta era. Și ce dădeam? Ăla-i purat. Așa se face. 2 minute. 2 minute. Dă-i și tu un tag. Bun. What is that? Ce planetă?
Oh, aleluia, un mega trading post. O să aterizez aici, poate apar și niște nave. Și să vedem dacă găsim ceva interesant. Asta e. Era să mă duc pe lângă. Unde, mă? Ce-a fost alarma mea, frate? Urâtă navă. Ăsta e Galactic Trade-ul. Să vin. Tu glumești, e cu demand de 79% minus, nici nu-ți dau bani pe el. N-am nevoie, mă duc la unul de ăsta să vând. La un demand de 79% mai mic, nici n-am ce să câștig. Mai puțin de jumate. Asta nu-i business, boss. Căutăm aici unul. Și ăsta are tot minus 79%. Bag în faliment mărla niștea. Că nu vreau. Uite, cadmium. Și cadmium minus 79%. Mamă, ce e asta, mă? Nu știu, 33%. Niștea vor tâmpenii. Gignip. Ok, aparent n-am găsit un trade prea convenabil. Trade postul ăsta e useless. Bă, mi se pare mie sau pe OBS se vede mai nașpa? Eu acum o văd. What the fuck, ce se întâmplă? Când dau stânga dreapta se vede mai nașpa pe OBS și nu înțeleg de ce. Hello, aparent o să vând aici ce mi-a mai rămas. Știu că am un preț de minus 11%, dar asta e 41 de milioane. Căbuia! Și avem... Hai să vedem, se adune toți banii. De la 245 la 332, deci aproape 100 de milioane. Băi, e ceva. Mai strâng eu stoc ăsta așa mare și mi-am luat inventarul și e sell. Dar planul de viitor este să scap de... Cred că o să las baza asta aici, o să micșorez sau nu mai farmez nimic acolo. Și o să-mi fac alta. Aș căuta planete cu emerald sau idium. Ceva de ce nu. M-am aflat că astea sunt cele mai valoroase. Și să văd dacă o să dau de ele.